Salut, camarazi! Astăzi o să mănânc ceva simplu, știți? Mi-am făcut o salată de varză acră cu ulei de măsline. Am vâsc macerat, știi? Și aici îmi fac o salată orientală, vedeți? Câteva bucățele de ardei iute, murat, o bucățică de ceapă roșie, cartofiori fierți și două ușoare de găină fierte, știți? Îmi fac o salată orientală, cum mâncam când eram copil acasă. E simplu, tai bucățele, stai așa să vedeți și voi ce fac aici. Așa, acum vedeți, tai bucățelele de cartofi, cartofii tai în bucățele, așa, mai micuți, așa, feliuțe, să zic așa, toate astea. O să pun un pic de ulei de normal, că la varză am pus de măsline și e prea mult după aia. Le tai așa micuțe și o mâncare simplă de vară, știți, mâncam când eram copil acasă la Giurgiu, făcea mama, dar... Și eu am făcut după aia în viață, am făcut că e o mâncare simplă, decentă, nu mănânc cu pâine, că cartofii țin loc de pâine și sunt pe economie acum. Trebuie să am grijă până vin banii. Bine, am ce mânca, dar nu mai am mulți bani lichizi, am bani puțin lichizi, asta este. Mergem înainte, vedeți, să tai ușor, i-am fiert, bine, sunt cartofi roșii. Vă recomand, cartofii roșii sunt mai buni. Așa, tai și ușoarele aici, le tai și pe ele. Sper că s-au fiert bine, da, s-au fiert. Le tai aici, pe feliuțe, așa. E ceva simplu, simplu de tot, se face imediat. Ușoare, așa, am tăiat și pe ăsta. Am pus un pic de sare, pun un pic de ulei. Așa, pun un pic de ulei, nu mai am nici ulei, uite, sunt la, pe final, și cu uleiul de măsline și cu ăsta, normalul, da, o să mă descurc, cred că mă repet până la obor, că acolo e mai ieftin. Gata, am pus un strop de ulei, aici pe foc am adus niște corcoduși de la țară și fac compot de corcoduși, să vi-l arăt. Uitați-vă aici, compot de corcoduși și o să-l îndulcesc cu miere, știți, ăsta e desertul, înțelegeți? Deci, camarazi, se poate mânca simplu, sănătos, așa trebuie mâncat vara asta, că mi-am pierdut furculița. Am pierdut furculița. Deci, vara se mănâncă simplu, mestec acum salata orientală să se atingă uleiul de ele și gata. Am o măsuță simplă, sănătoasă, deci salată orientală cu cartofiori fierți. Am vrut să fac pireu și m-am răzgândit pe drum. Cartofiori fierți, două ouă sau trei ouă fierte, depinde cât faci. O bucățică de ceapă roșie. Am pus și câteva frânturi de ardei iute murat, că e bun și la sănătate. Gata, am pus și sare și garnitura, v-am zis, e varză acră cu ulei de măsline pe ea. Deci, sper că și voi sunteți la masă, vă doresc poftă bună. Dacă vreți, vă dau și din desertul meu, din compotul de corcoduși. Așa, deci nu uitați, vâsc macerat la rece, de seara până dimineața se strecoară și se bea. E foarte sănătos. E bun contra la cancer și pentru regenerarea celulelor moarte. Hai că vă pup, dacă sunteți la masă, poftă bună, ne auzim mai târziu. Pa, camarazi!